Inima rebelă, episodul 45. Alas și Aden sunt răpiți. Și Alas află adevărul despre cum a ajuns Asin să lucreze la bar. Fica lor este ținută captivă de patronul barului încă de la naștere, iar Asin nu a văzut-o niciodată, doar în poze. Ea este obligată să muncească pentru a-și plăti datoria, după care va putea să o ia pe fica ei și să plece. Asire ușește să fugă și cere ajutorul lui Guven, iar Iaman împreună cu tatăl său salvează pe Alaz și pe Aden. Alaz îl convinge pe Serhan să plătească datoria lui Asir, dar află cu un adevăr devastator. Fica lor a murit la naștere, iar Asir a fost mințită că trăiește. Iaman și Serhan continuă să lucreze împreună pentru a-i masca pe Hande și pe Iskender. Iaman se apropie de Derin pentru a intra în casa lor, iar Serhan încearcă să o cucerească pe Hande. La finalul episodului, Iaman reușește să intre în casa lui Hande și găsește cartea Iabanii, cu indiciu că Ruia a fost acolo. Însă, când iese din casă, Iaman este prins și împușcat în spate de Derin.